spus că nu mai fac. Acum, ați văzut adineori pe ecran o informație referitoare la anunțul pe care l-a făcut astăzi ministrul apărării de la Moscova în legătură cu mutarea armelor nucleare în Belarus. E o informație despre care vom vorbi. Vom vorbi și despre cât de transparent adjunctul informațiilor militare de la Kiev de data asta ne spune că, da, ucrainenii vor să-l asasineze pe Putin, vor să-l asasineze și pe Prigojin și pe mulți alții. E o listă cu vreo 20 de nume. Nu ni le-a dat pe toate. Dar înainte de toate, Harry Bucur-Marcu, mi se pare foarte interesantă informația pe care ne oferă New York Times, conform căreia serviciile de informații americane, serviciile secrete americane, dețin două seturi de convorbiri telefonice. Un set, convorbiri telefonice ale serviciilor de informații și militarilor ucraineni și celălalt set al oficialilor ruși. Și unii și alții vorbesc despre faptul că ucrainenii au trimis dronele pe 3 mai la Kiev. La Kiev, îmi cer scuze, la Kremlin, la Moscova. Bun. Că o spun ucrainenii, că o spun sub forma unui posibil zvon, că se și speculează pe marginea asta, e un lucru. Dar faptul că rușii, oficiali ruși, vorbesc des cu temere despre faptul că ucrainenii au trimis dronele. Și tot ei spun în aceste conversații că trebuie schimbate regulile de securitate. I-au îndreptățit pe americani să creadă că ucrainenii au trimis dronele la Kremlin. Eu am terminat, spuneți-ne ce credeți. Eu nu cred nimic, este speculativă toată problema. Este posibil, deci nu e niciun fel de problemă. Noi ce am văzut acolo și dați dumneavoastră în imagini, sunt niște drone, nu neapărat militare și în niciun caz drone care să termine Kremlinul, să distrugă ceva din Kremlin. Deci de mici dimensiuni, care probabil că ar fi putut să poarte încărcături explozive de mici efecte, adică cu efecte modeste. Kremlinul este destul de mare, să știți, adică putea la fel de bine să spargă numai un geam, dacă ar fi fost să fie. Deci, dar faptul că au ajuns acolo, mie mi-a evocat la momentul respectiv o întâmplare din anii 70, când un german a luat un mic avion de ăsta și a aterizat cu el în Piața Roșie, arătând că se poate. Și toată apărarea asta sovietică pe vremea aceea a fost luată prin surprindere. Și ei au arătat că, uite, degeaba vă apărați, că până la urmă sunteți penetrabili. Cam asta a fost ideea. Ca un gest de pace, de fapt, în sensul în care mai bine facem pace decât să ne tot înarmăm degeaba, că tot nu avem șansă să ne apărăm corect. Deci cam aici suntem cu treaba asta. Sigur că da. Rușii au speculat foarte de imediat. Eu nu zic că e un fel de steag fals, cum ar veni, adică ei și-au trimis propriile drone ca inițial, să... Inițial așa am crezut cu toți. Mă rog, e una din ipoteze. Mai cred așa. Și încă mai credeți. E una din ipoteze, știți? Dar realitatea este că, după întâmplare, i-au speculat în sensul în care, iată, măsurile de securitate luate în favoarea președintelui Putin, președintului lor Putin, se justifică. Iată, Putin este o țintă, chiar la el acasă, la Kremlin. Deci, în asemenea condiții, ca să nu mai vorbim că întregul lor eșafodaj de apărare nucleară. Deci, ei folosesc capabilitățile nucleare sub formă de apărare, în sensul în care dacă Putin este lovit, el personal, ca comandant suprem, asta justifică activarea armamentului nuclear și lovirea unor ținte care le consideră ei. Deci e în documentele lor. Adică altcineva sub Putin, dacă Putin ar dispărea, imediat sub Putin cineva, apasă butonul și chiar dacă nu dispare, e suficient să fie lovit, chiar dacă nu efectiv nu e un motiv suficient sau se întâmplă automat? E un motiv suficient. Lovirea, adică o lovitură îndreptată împotriva lui Putin este suficientă pentru ca ei să activeze armamentul nuclear. Domnule general, credeți în continuare că a fost o operațiune sub steag fals? De ce? Da. De ce? Rușii au mai învățat de la avionul acela până acum, au mai și evoluat din punct de vedere tehnic, au cel puțin 6-7 tipuri de baraje, dintre care unul extrem de important este cel de luptă radioelectronică, pe care îl folosesc acum inclusiv pe front. Și îl au inclusiv în zona Kremlinului, dar și în zonele limitrofe ale Moscovei. Este greu de crezut că o dronă care are o legătură intrinsecă cu un semnal radio ar fi putut să ajungă acolo
deasupra Kremlinului. N-avea cum ca semnal electronic, fie că era dirijată de la sol, fie că avea informație de la satelit, avea această barieră peste care nu putea să treacă. De aici vine ideea că oricine va întrerupt acel culoar pe unde a trecut drona, ori au știut semnalul invers față de bruiaș, ceea ce înseamnă că e al lor. Adică aveau cheia. Exact, că dumneavoastră știți ca și mine despre ce vorbim. Dar spuneți-ne dacă cineva ar fi ghidat aceste drone din Moscova. Nu putea funcționa să treacă. Barajul de care vorbiți? Nu, pentru că tot niște unde electromagnetice fac legătura între pupitru de comandă și dronă. Deci tot acest flux se întrerupe prin acest baraj radioelectronic. Și ce, fenomenul ăsta foarte ciudat pe care l-am tot analizat, și anume felul în care drona e prăjită înainte de a atinge orice. Sigur. Asta are legătură cu ce spuneți dumneavoastră? Nu, asta are legătură cu totul, cu altceva, cu acel dispozitiv care face ca această inițiere a încărcăturii, care de data aceasta nu este explozivă, ci este mai mult demonstrativă, este luminoasă, să atingă, dacă vreți, momentul de optim. Spunem noi că este vorba despre un focos de proximitate, pe care și noi le fabricăm. Adică drona, adică știut... ce înseamnă focosul de proximitate? Este acel focos care în momentul când trece pe lângă un obiect, la distanța optimă face plici. Ca să-l vedem. Ca să-l vedem. Pentru că despre asta este vorba. Emanuel Cernat, care ar putea fi efectul la Moscova al informațiilor din New York Times? New York Times ne-a obișnuit în ultima vreme cu dezvăluiri repetate. Se pare că au niște surse foarte bune. În serviciile americane, în serviciile de informații. Americane. Pe de altă parte, vorbim de perdele de fum, în mod cert. Pentru că mai e o declarație în acel articol care atrage atenția, respectiv ei vin și spun, s-ar părea că este vorba de niște drone, de un atac al ucrainienilor, dar nu putem să spunem sigur dacă președintele Zelenski a știut sau nu despre acest atac. Acum să ne imaginăm totuși Volodymyr Zelenski, comandantul suprem al armatei. Se plănuiește un atac asupra Kremlinului și el nu este informat. Uh-huh. Este foarte greu de crezut acest lucru. Din acest punct de vedere, cel mai probabil la toate aceste articole nu fac altceva decât să se înscrie în logica creierii unei stări de psihoză la nivelul populației Federației Ruse. Și faptul că rușii la rândul lor nu au știut pe moment cum să reacționeze, pentru că a luat și pe ei prin surprindere această acțiune, fie că a fost sub steag fals, fie nu, nu face altceva decât să alimenteze toate acele serii care practic au debutat odată cu acele drone care au lovit, să spunem așa, Kremlinul, au început toate acele serii de acte de sabotaj derulate pe întreg teritoriul Federației Ruse. Practic a fost ca un fel de semnal de lansare a unei operațiuni de sabotare și de creare a unei stări de psihoză în rândul populației ruse. E foarte interesantă observația, pentru că de atunci încoace se întâmplă tot felul de lucruri. Dronele găsite pe lângă Moscova, incendii la Ministerul Apărării din Rusia, trenuri sărite de pe șine, nenumărate. Și o incursiune a unor gălăgioși care, cum spune Soloviov, au intrat în Rusia și au făcut poze și au revenit în Ucraina cu un tank. Asta îi scoate din minți. Un tank și un camion. Și un camion. Adică scoate din minți. La prima vedere, cum spune domnul Cernat, nouă ni s-ar părea că toată povestea asta în New York Times ajută de fapt și de drept ceva din narativul Kremlinului. Sigur. Și din poziția pe care o are Putin. E nu! Ceea ce ne spune, de fapt, și de drept domnul Cernat, este faptul că se duce această psihoză către un alt nivel în rândul populației. Adică au avut un efect invers decât ceea ce și-au dorit ei. Ei au crezut, domnule, iată, suntem atacați. Și acum rușii spun, wow, iată ce ai făcut, domnul Putin. Am ajuns să fim atacați. Chiar la Kremlin. La noi, acasă. Nu cumva trebuie să-ți bagi mințile în cap. Iată unde s-a dus cumva această poveste pe care ei n-au bănuit că o vor duce acolo. De ce spunem așa? Pe ce a spus astăzi Prigojin? De ce nu-mi dau 200.000 de luptători? Păi se tem să nu cumva să iau cu asalt Kremlinul. Dorin Popescu, comentariul dumneavoastră.
Da, este aproape evident că în evaluarea mea de la începutul războiului, încă fiecare parte a avut ca țintă directă președintele părții inamice. N-am aproape nicio îndoială din această perspectivă, indiferent dacă acest aspect este recunoscut în spațiul public sau nu. Președintele fiecare dintre țările implicate direct în conflict este comandantul suprem al forțelor armate, atât președintele rus cât și președintele Ucrainei. În mod indubitabil, încă o dată, în evaluarea mea, încă de la început, părțile au avut în vedere eliminarea sau, dacă vreți așa, metaforic spus, diplomatic spus, diminuarea capacității de comandă, conducere și control exercitată la vârf de către președintele părții inamice, care este și comandant suprem. De bună seamă că vor fi fost în mod reciproc în oglindă, da, nenumărate tentative de diminuarea acestei capacități, n-am niciun fel de îndoială. În ceea ce privește atacul asupra Kremlinului, subscriu și eu la ipoteza potrivit căreia această lovitură ar fi avut mai degrabă un efect, eu știu, propagandistic, informațional, psihologic, etc., și mai puțin unul militar, n-aș putea înscrie această acțiune, dacă ar fi fost realizată de partea ucraineană, n-aș putea o înscrie în lista de tentative de asasinat a președintelui Federației Ruse. Dacă se modifică cu ceva situația, dacă Federația Rusă ar putea reacționa vehement la astfel de alegații ale șefului adjunct al Direcției de Informații Militare, am mari rezerve și îndoieli. În urmă cu o lună și jumătate, chiar șeful Direcției de Informații Militare a Ministerului Ucrainean al Apărării, domnul Budanov, spunea, citez oarecum inexact, că vom lovi rușii și vom ucide rușii oriunde îi vom găsi. Este până la urmă o declarație cu un impact care îl include pe președintele Federației Ruse, care îl include pe comandantul suprem al forțelor armate ruse, și iată că și această declarație a lui Budanov nu a provocat în sfârșit reacții dure, explicite, vehemente, radicale ale Moscovei. Nu. Astfel de lucruri intră în logica unei confruntări militare convenționale și mai mult decât militare convenționale, hibride, aflate la un nivel de incandescență real cunoscut în Europa în ultimele decenii. Dorin Popescu, cum mi se pare de o semnificație deosebită, informația conform căreia serviciile americane de spionaj dețin înregistrări cu conversații între oficiali ruși, cu detalii, da, în care oamenii ăia vorbeau despre cât de periculos este, cum au făcut ucrainenii, că trebuie schimbate condițiile de securitate de la Kremlin. E, în legătură cu asta, cred că la Moscova e oareși ce deranj. Da, așa este. Nu văd un alt scenariu în afara celui extrem de firesc și legitim, potrivit căruia putem avea încredere în această alegație, potrivit căruia serviciile speciale americane dispun de întreaga aparatură, de întreaga logistică, de întregul sistem necesar pentru monitorizarea și interceptarea unor comunicări, inclusiv la un astfel de nivel secretizat și confidențial în rândul forțelor de decizie politice și militare de Federația Rusă. Deci eu nu cred că, într-adevăr, aceste alegații au în spate o infrastructură suficient de puternică și de concluzivă a Statelor Unite de a monitoriza astfel de interceptări. Este foarte posibil, totodată, într-adevăr, ca Federația Rusă să recurgă, dacă mai are posibilitatea, să recurgă la mijloace încă și mai sofisticate de secretizare și confidențializare a comunicațiilor, atât în domeniul militar, cât și în domeniul decidenților politice. Dacă-mi permiteți, vă rog, scurt. Vă rog. Eu cred că sunt reale interceptările. De ce? Pe o astfel de misiune de a pune sub un stac fals o chestiune atât de vizibilă pe tot globul, cred că a aparținut cel mult la trei persoane. Sunt 3-4 persoane implicate pe lângă Putin. Adică să nu ne imaginăm că cei care au vorbit acolo nu au vorbit real. Ar fi fost la curent. Da. Nici măcar n-ar fi putut fi la curent. Asta da, nu au fost la curent. De ce? Dacă să ne aducem aminte, cu câteva zile înainte de această chestiune, Putin a făcut o vizită chiar la fabrica de drone. Uh-huh, uh-huh. Acolo unde a putut să pună de acord cu 2-3 persoane chestiunea aceasta. Adică și-a ales modelul, băi, am nevoie de chestiunea asta, noi știm, noi o punem la punct. 3 persoane. Ceilalți, surprinși și ei, alergau de zor, băi, cine ne atacă? Și Putin știa, noi. Și o să vedeți cum se leagă lucrurile, pentru că exact astăzi... Uite, un lucru la care abia acum... Exact când New York Times ne spune că există informațiile despre...
Șeful adjunct al informațiilor militare de la Kiev ne spune că îl au în vizor pe Putin. Voilà, se leagă, bine. Îl au în vizor pe Putin și spune, ne apropiem din ce în ce mai mult de el, dar de fapt lui Putin îi este mai multă teamă, mai mare teamă că va fi omorât de oamenii lui. Și l-ar vrea să-l omoare și pe Prigojin. Ne-am tot întrebat dacă voiau să-l omoare pe Prigojin, de ce n-au reușit la Bahmut, pentru că noi îl tot vedem pe Prigojin evoluând în fața camerelor de luat vederi la Bahmut. Dar haideți să o luăm cu Putin și posibila legătură între cele două dezvăluiri care apar în două locuri diferite ale planetei. Avem o retorică. De singurii care fac asasinat din acesta sunt americanii. Ei sunt singurii care au posibilitatea să facă. Și ați văzut și la ei cât de greu este. Durează și ani de zile până când prind o țintă, să o găsească într-un automobil, să dea cu drona în el, mai departe, cum a fost cu generalul iranian, de exemplu. Dar în afară de ei, nu există cineva să aibă capabilități de asta. Sigur, poți să trimiți grupuri de forțe speciale, cu speranța că cine știe din 5 grupuri unul ajunge cât de cât aproape să se întâmple, dar este foarte complicat și nu e precedent. Deci nu sunt precedente. Sigur, așa, în al doilea război mondial, de exemplu, toate încercările de asasinare a lui Hitler au fost făcute de către ei lui, nu au fost făcute de către aliații. Deși și aliații ar fi dorit foarte mult ca Putin să, Hitler să fie asasinat cât mai devreme. De ce? Pentru că el era efectiv simbolul și centrul de greutate al întregii Germanii la vremea respectivă. Așa cum Putin este într-adevăr centrul de greutate numărul unu în Federația Rusă. Adică lovirea lui ar răsturna tot șafodajul ăsta de putere pe care îl are în Rusia. Omul ăsta spune de la sine, dar înțeles, pentru noi este o țintă legitimă. Sigur, este legitimă, își doresc cu multă asta, probabil că au și făcut niște demersuri, probabil că îi finanțează sau încurajează pe cei din Federația Rusă care ar putea să viseze așa ceva, dar de la dorință până la realizare, vă spun, este o cale destul de lungă. Emmanuel Cernat, același oficial ucrainean, într-un interviu în Die Welt, spune toate lucrurile astea, recunoaște că atacurile asupra infrastructurii de pe teritoriul Federației Ruse din ultima perioadă sunt atacuri ucrainene pe teritoriul Federației Ruse și adaugă așa, lasă să-i scape că podul Kerci este în continuare în picioare doar pentru că ucrainenii vor ca rușii să aibă pe unde să fugă din Crimea. Ce mi se pare interesant este să recunoască atacurile asupra infrastructurii. Trenurile alea care au tot sărit de pe șine cu mici bombe care le ajutau să deraieze. Vorbim aici de acea contraofensivă mult așteptată, de mult timp așteptată, care cel mai probabil a început. Acum să nu ne gândim că această a doua contraofensivă, am avut prima contraofensivă în toamna anului trecut. Nu trebuie să ne gândim că a doua va urma fix aceeași rețetă. În mod cert va fi ceva diferit. Și sunt foarte mulți analiști care vin astăzi și spun că toate aceste acțiuni practic nu sunt altceva decât o parte integrantă a acestei contraofensive deja începute. Aceste declarații privind o potențială asasinare a lui Vladimir Putin, în primul rând trebuie să plecăm de la premisa că niciodată un șef de stat a unei țări aflate în război nu a fost asasinat în istorie, în istoria recentă. Pentru că măsurile pe care oricare stat le ia pentru a-și proteja comandantul suprem al armatei în momentul unui război, unui conflict, sunt unele deosebite. Și atunci, inclusiv, vorbim de al doilea război mondial, oricât de mult s-a încercat, nu s-a reușit asasinarea unui șef de stat a unei țări aflate în conflict. Faptul că vine după aceea în același interviu și spune că până la urmă, de fapt, Putin va fi omorât de către ai lui, din nou, nu face altceva decât să se adreseze mentalului și istoriei rusești, pentru că avem exemple în istoria Rusiei, Pavel I, Petru al III-lea, soțul Caterinei, Caterina cea Mare, care au fost omorâți de către proprii lor oameni. Nu s-a putut în altfel și asta s-a întâmplat. Să nu uităm și să o legăm de teama viscerală pe care Vladimir Putin și paranoia pe care o are, demonstrată atât în timpul pandemiei, dar și ulterior. Faptul că nu se întâlnește cu oamenii, faptul că are acele birouri identice în mai multe locații pentru ca lumea să nu știe exact în niciun moment unde este el cu exactitate.
tot acest narativ și acest interviu nu face altceva decât să stârnească și mai mult paranoia lui Vladimir Putin cu privire, pentru că el mai dă în acest interviu câteva exemple de momente în care ar fi putut, știau unde se află Vladimir Putin și ar fi putut să-l atace. Dar până la urmă, între a dori și a putea, este o distanță extrem de mare. Aș mai observa și că oamenii ăștia, de fapt, conduc un serviciu secret, dar ei nu mai sunt secreți de mult. Noi știm pe generalul Budanov, e ca un purtător de cuvânt, acum apare și adjunctul lui. Sunt deja speakeri cumva. E absolut, e ceva secret. Nu mai are legătură cu ce știam noi, cum se întâmplă, dar cred că explicația ține de război. Sigur. Și ce fac ei este chiar război. De aici și penseta cu care ar trebui să tratăm informațiile pe care le primim de la ei. În capitolul Stratcom, cum discutam la dumneavoastră în emisiune. Și mai avem două informații foarte importante. Prima, pare că rușii se grăbesc să mute armele nucleare în Belarus. Informația inițială era că în urma înțelegerii dintre Putin și Lukashenko vor fi duse în iulie. Așa ni se spunea, când la începutul lunii iulie, astăzi Lukashenko, la ceremonia în care ministrii apărării din Belarus și Rusia au semnat acordul, a declarat că deja unele elemente ale armelor nucleare pe care rușii vor să le mute în Belarus au ajuns în Belarus. În plus, are loc summitul Uniunii Economice Eurasiatice, la care participă președintele Kazahstanului, președintele Belarusului și președintele Federației Ruse sunt pe scenă. La microfon vine președintele Kazah, pe care îl cheamă Kasym Tokayev. Și domnul Kasym Tokayev, cu Putin și Lukashenko de față, spune: ok, noi aici am încheiat o înțelegere pentru libertate, pentru libertate economică, pentru schimb liber de bunuri, dar unii dintre noi mai nou au ajuns și să-și împartă armele nucleare. Este o nouă realitate de care trebuie să ținem seama. Ce înseamnă asta, domnule general? Cred că nu este de acord acest domn. Nu-i place. Cu ceea ce se de ce nu-i place? Place? Bun, el are o viziune puțin mai largă. El oferă și europenilor o altă deschidere, chiar și de ordin economic. Are o viziune împotriva ideii de a răspândi armele acestea nucleare, împotriva proliferării nucleare. Și în condițiile acestea, el se vede cumva prezent la această reuniune ca fiind, de fapt, și de drept implicat, fiind acolo, în acest grup care nu face altceva decât să amenințe în continuare nuclear ce? Occidentul, lumea liberă. Sigur că în momentul în care Belarusul a intrat deja în acest joc și nu s-a opus, a dat un prim semnal vis-a-vis și de celelalte țări. Și se gândește, domnul Tokayev, nu cumva și asupra noastră se va face o astfel de presiune? Cum? Probabil că se va face și asupra altor state, pentru că Belarusul nu asigură în acest moment, hai să zicem, frontul extraordinar de bun pe care și l-a gândit cumva Moscova la un moment dat vis-a-vis de împărțirea acestor arme nucleare. Mai sunt și celelalte care sunt în zona respectivă. Și atunci el și-a luat cumva un moment de asigurare. A zis: măi, știți ceva, eu nu prea sunt de acord cu ce faceți voi. Nu știm dacă va rezista în această retorică însă. Cred că l-avem pe Tokayev, putem să-l vedem. De ce ar fi important? Declarația este cea pe care am reprodus-o eu, dar face toți banii reacția pe care o are Putin. Da. Putin, cap în cap cu Lukashenko, comentează parcă din planul 2 ce spune la microfon Tokayev. Îl vedem? Haideți să-l vedem. Ну, я извиняюсь, и даже ядерное оружие одно на двоих сейчас. Поэтому и есть другой уровень интеграции, представленный Казахстаном, Кыргызстаном, Арменией. И с этой реальностью нам нужно считаться. Как мы будем работать в этих условиях? Это вопрос концептуальный. Нам нужно, я думаю, в том числе и на этом экономическом форуме, обсудить данную проблему. Cred că în mod intenționat cei doi au și dat mâna, pentru că erau pe scenă. Sigur. Au stat de vorbă puțin, după care au și dat mâna. Noi suntem noi. Înțelegerea rămâne. Rămâne. Mergem mai ei departe, lasă-i suntem acolo, că vedem noi. E o explicație mai simplă decât asta. În 1995-96, nu, când a fost memorandumul acela, că au retras armele nucleare, le-au retras din Ucraina, din Belarus și din Kazahstan. Da? Deci astea au fost cele trei state nucleare din fosta Uniune Sovietică.
în afară de Federația Rusă. Și atunci cel din Kazahstan, în momentul în care se revine la situația în care se nuclearizează Belarus, el are, este direcție, domnule, este, dintr-o dată intrăm într-o altă ecuație, conceptual vorbind, trebuie să vedem dacă și noi vom reveni la arma nucleară sau nu. Noi nu ne dorim, dar trebuie să discutăm oricum, pentru că, iată, voi ați făcut pasul fără să vă consultați cu noi. Poate în ideea în care să convingeți Ucraina că și ar fi putut, dacă ar fi rămas subordonată Rusiei, Moscovei, ar fi ajuns și ei înapoi la armele nucleare și așa mai departe. Pentru că aici este conceptual vorbind marea problemă. Ucraina a cedat armele, nu le-a dat înapoi la ruși, le-au cumpărat americanii, dar ideea este că s-a denuclearizat. A renunțat la ele pentru independență. Deci a renunțat la ele în condițiile în care, fără garanții, că memorandumul acela era o promisiune, nu era o garanție propriu-zisă, deci fără garanții a acceptat să devină un stat denuclearizat și iată că... în momentul de față îi se propune un fel de, uite, intră sub tutela Rusiei și atunci vei primi și arme nucleare, ca să nu zici că... Deci cam aici suntem, într-o fază din aceasta de, eu îi zic improvizație strategică, eu așa îi zic la treaba asta. De ce? Pentru că nu are o finalitate clară. Armele nucleare nu sunt arme ofensive, n-au cum să fie. Deci ele sunt întotdeauna pentru descurajare. Dumnezeu, dacă mă lovești, pățești treaba asta, am și o armă nucleară. Dar nu sunt ofensive. De ce? Pentru că în momentul în care cineva le-ar folosi ofensiv, ar fi o formă de sinucidere, categoric. Și atunci prezența armelor nucleare în Belarus nu înseamnă altceva decât revenirea la faza de dinainte de memorandumul de la Budapesta al OSCE, în cadrul OSCE, când s-au denuclearizat aceste trei state. Dorin Popescu, și totuși există îngrijorare. În partea noastră de lume există îngrijorare în legătură cu manevra asta. În primul rând că e în afară de orice înțelegere. Într-adevăr, încă o dată, Șoigu anunță că rușii vor avea puterea de decizie asupra armelor din Belarus. Explicați-ne de ce îngrijorare. În primul rând, doar să adaug și eu doar două nuanțe cu privire la atitudinea președintelui Kazah. Dincolo de amănuntul potrivit căruia în această zi nu au fost numai alegațiile mai mult sau mai puțin toxice pentru Federația Rusă ale domniei sale, au fost alegații toxice reciproce ale premierului arman și președintelui azer în același format în fața președintelui rus. Președintele Kazah recidivează într-adevăr, având în vedere loialitatea sa față de politica multivectorială declarată și parțial reală a Kazahstanului, iar în ceea ce privește Uniunea Economică Eurasiatică, Kazahstanul are o poziție particulară încă de la bun început. Kazahstanul s-a pronunțat prin președintele anterior kazah ca această Uniune să lucreze exclusiv în domeniul economic. Toate celelalte atribute politice, de securitate, militar, tehnico-militar, etc., revenind altor formule de alianță în spațiu. E bine, el vede că treptat, Federația Rusă scoate din ecuația pur sau prioritar economică și această asociație, lucru care nu-i convine, mai ales în condițiile în care Kazahstanul are posibilități de integrare redusă în această Uniune Economică, posibilități de integrare economică, având țările privilegiate Federația Rusă și Belarus. Nu cred că ar trebui, revenind la întrebarea noastră, nu cred că ar trebui să ne provoace o îngrijorare deosebită, pentru că totuși această mutare a lui Putin, anunțată, știți foarte bine, în spațiu public, de la sfârșitul lunii martie, de către ambii președinți, vizează obiective, dacă vreți, pur simbolice, în momentul de față, a spune, Putin vizează escaladări teoretice, spirituale, conceptuale, fără impact militar direct, imediat, deci are construit tot felul de escaladări, în sfârșit, menite a ține ridicat mesajul către vest, apoi se grăbește să securizeze, să realizeze mai mult vasalitatea Republicii Belarus, mai ales în condițiile în care s-ar putea să fie întrebări cu totul și cu totul mai multe și problematice pentru Moscova. Nu mai avem timp, domnilor, le reamintesc telespectatorilor noștri că va continua greva generală a profesorilor.
salariilor, ultima ofertă a guvernului nu le convine sindicaliștilor și toate detaliile vor veni imediat cu Mihaela Brazdeș. Ce vedeți acum este peronul de intrare la Palatul Victoria, pentru că în clădirea guvernului continuă discuțiile dintre cei trei lideri după ce astăzi Klaus Iohannis i-a anunțat că nu se face rotativa până nu se termină greva. Mihaela Brazdeș, deci, ultimele informații, seară bună!